cine m-a făcut corpul tău, cine m-a luat pe muntele tău ce sunt, ceea ce umblă prin epifenie, ceea ce face vrea de Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevit este cu limba lui, nu face rău femeilor său și nu aruncă o cale asupra aproapelui său. El primește cu dispreț pe cel disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul, el nu ia vorba înapoi, dar face un jurământ în calba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.